game, hai să oprim muzica, să oprim Facebook-ul tot, toate drăcile, toate filme porno și așa mai departe, pentru că o să intrăm în game. Morrow versus Neurosoft Whelm. Morrow versus Whelm, băieți. Ăsta damage în Clan Wars. Este 2-2. Knighten a reușit să-l bată pe Starnen și pe Wanji și a pus și-a luat bătaie de la Morrow și băieții l-au trimis pe cel mai tare Protoss player din Europa, NRS, Whelm. Bun, hai să se prezintă pe cei de player în partea din stânga sus a hărții, Deadwing, Leash, oh my god, este o hartă destul de mare, îl avem de la Team Properties, este Morrow și adversarul Morrow care vedem că începe acest game în partea din stânga jos a hărții de la NRS, băieți, este o legendă în StarCraft. O legendă în vremurile noastre, bucurați-vă de aceste meciuri că o să fie în istorie. Este Whelm, cel mai tare Protoss player din, din Europa și de la Team NRS. Un Protoss player care se bate de la egal la egal cu coreenii. Și îmi place foarte mult acest finlandez, dacă nu mă înșel, Whelm este din Finlanda. Și este unul dintre cei mai buni players care are Europa în acest moment. Bun, Morrow va începe cu un Barracks. Barracks destul de standard cu o rafinărie. O să avem parte de un Reaper pe bara de producție din partea lui Morrow. O să scauteze cu el, o să vadă ce face Whelm. Și Whelm deocamdată nu face absolut nimic. Nu avem nici măcar un... oh my god! Va merge Nexus first! Oh, lui Whelm îi plac foarte mult aceste macro build-uri. Am văzut foarte mult că se axează pe macro build. La un moment dat mergea pe one base pressure. În 14 octombrie, tot de la NRS versus Alien Invasion. Da, 3 meciuri mai avea nevoie Knighten să facă all kill, mersi geaba, oricum eu sunt atent și pe chat. Bun, vedem că Whelm va face un mic kiss cu acel SCV, probabil Whelm va face un kiss cu acel SCV al lui Morrow și se va duce în partea din stânga sus, destul de ok, C2 o să scauteze perfect, Whelm va scata și el primul și Morrow după aia va scauta și va vedea ce face acest Protoss player. Ok, Morrow ar trebui să-și dea seama când a avut acel hatchery, ne uităm pe camera lui Morrow, vede acel hatchery și zice oh my god, tu ai un Nexus first. Și cum pedepsim acel Nexus? Producând un al doilea Reaper și bam, vedem al doilea Reaper pe acel Barracks și Morrow în acest moment. De fapt, Whelm a jucat acest game, l-a forțat pe Morrow să facă un al doilea Reaper și avem și un bunker. Oh my god, în un bunker din partea lui Morrow, în main base, Whelm încărnască tot acest lucru, avem Cyber Discord, da, într-adevăr este Cyber Discord, dar avem și un zelot pe bară de producție din partea lui Whelm, dar nu cred că va fi suficient pentru a distruge acel bunker și vedem Chronobus din partea lui Whelm pe, pe acel zelot, oh my god, să vedem dacă Morrow va reuși să facă foarte mult de damage, nu este o investiție foarte mare pentru Morrow, este un bunker, poate să-l salveze, poate să scape de el, dar Whelm trebuie să se apere în acest moment, trebuie să apere foarte mult și oh my god, un surround, oh, cum a scăpat acel Reaper, nu pot să-mi dau seama, dar Morrow este o leacă blocat acolo în, în Cybernetic Score și vedem încă un Chrono Boost, mersi pentru follow, avem un Chrono Boost pe, pe bară de producție din partea lui Whelm, va ieși acolo un Stalker și n-am văzut cine mi-a dat follow, dar oricum mulțumesc pentru follow. Acel zelot aproape a căzut pentru Whelm, avem bunker din partea lui Morrow și vedem probe pentru Whelm încercând să distrugă acei doi Reaper și ok, Reaper îi fac din nou micro, a distrus acel zelot, în sfârșit a căzut acel zelot, Stalker a rămas pentru Whelm, Whelm a pierdut acolo vreo 8 workers, oh my god, 8 workers au căzut pentru Whelm, damage destul de mult făcut de Morrow și vedem un al doilea CC pentru pentru acest Terran player care a reușit să facă foarte mult damage și se află într-o situație foarte bună, într-adevăr. Whelm are două baze, dar Morrow va pune de o a treia bază și cum vei reveni în acest game doar dacă pui de un second base și
Nu băga că o să primești bani. Bun. Deocamdată vedem că Morrow va încerca să distrugă acea naturală cu doi Reaper, dar nu cred că va reuși. Nu reușește să distrugi cu doi Reaper o naturală. Da, Reaperii din Wings of Liberty puteți să distrugi o naturală, o bază întreagă, puteți să distrugi un bunker, un forge, un cannon, puteți să distrugi cu acei Reaper pentru că avea o grenadă specială în care dădea foarte mult damage asupra clădirilor. Și eu am folosit acel Reaper din Wings of Liberty, foloseam foarte des pentru că îmi plăcea să fac damage în începutul meciului, după aia să mă extind și lumea nu mai folosea acel Reaper pentru că cum nici noi cei din StarCraft din ca protosplayer nu mai folosim Tempestul. Tempestul e folosit foarte rar. Foarte rar este folosit Tempestul și în sfârșit cred că Wyrmwood va reuși să distrugă acei doi Reaper. Ok, un Reaper a căzut, este o victorie destul de bună pentru Wyrmwood în acest moment, dar a pierdut o grămadă de probe. 13 probe au căzut în acea bătălie. Și wow, ce scan a dat Morrow în acest moment. A prins acel Robotics Facility și știe absolut tot ce face Wyrmwood în acest game. Morrow este într-un godlike mode în această seară. Are un Tarsisi, are Barracks, are, vedem că va produce, va face și o rafinerie, are turete în main base, are turete naturale, are turete pe rampă, poate să apere de absolut orice unitate care o să o producă Wyrmwood. Și vedem că protosplayerul încearcă o chestie mai diferită, va face un proxy turret counter în partea de nord-est a hărții, exact în colțul de nord-est al hărții și va încerca acolo să facă ceva, probabil un Dark Shrine, să încerce o leacă de haras cu Dark Shrine, să facă un War Prison, să facă un Dark Shrine, un DT drop în main base-ul lui Morrow, dar eu cred că Morrow este pregătit cu atâtea turete, cu atâtea unități, cu Tarsisi terminat. Eu cred că Morrow va reuși să se apere de acel Dark Shrine. Și da, într-adevăr, vedem Dark Shrine pe acel, lângă acel Toilet Council, lângă acel Proxy Toilet Council, mai exact. Morrow se află într-o situație foarte bună în acel moment, vedem că mai produce încă două barracks plus un atac, este pe drum, o să termine și el în 60 de secunde, avem și Steam pe acolo, o să termine în 170 de secunde, cam în 2 minute. Vedem doi marini, două mai rău de pe bară de producție, 3 SCV-uri, Starport o să fie și el terminat foarte repede și Morrow o să încerce să facă damage, o să încerce să iasă pe hartă cu marini, marauderi și să-l distrugă pe acest protosplayer de la Team NRS. Wyrmwood încearcă să revină ușor ușor în game, probabil Wyrmwood a subestimat o leacă pe Morrow. O fi zis, Morrow, n-am mai jucat de mult, abia a început să facă live stream, știu cum pot să mă descurc în fața acestui player, dar Morrow a jucat senzațional și probabil Wyrmwood s-a bazat pe acel scout, probabil ultim scout care poate să-l facă Morrow, sau s-a bazat pe faptul că Morrow poate să fie cross position și Morrow acum dă încă un scan în main base-ul, în natural la bazin lui Wyrmwood și a văzut și anyone else here cause of general chat. Oh my god. Ok, guys. Hai să revenim la game. Avem un colos pe bară de producție din partea lui Wyrmwood. Wyrmwood încearcă să și a treia bază. A treia bază este chiar foarte bună. Dar deocamdată Morrow va trece la atac, în attack move. În acest moment se va deplasa acest terran player, va intra în acel third base și cred că Wyrmwood nu are unități suficiente pentru a-și proteja acel third base. Avem încă un colos, într-adevăr, avem o grămadă de tech-uri, o grămadă de upgrade-uri din partea lui Wyrmwood pe bar de buze. Vedem extended thermalance, o să fie terminat, o să avem plus 1 ground armory, blink-ul o să fie terminat și coloșii deja sunt pe hartă, dar un steam din partea lui Morrow, o să aștepte acel steam, într-o secundă se va termina steam-ul și bam, steam-ul s-a terminat, acei marini au steam-ul în acest moment, poate să facă damage, poate să aibă o mobilitate mult mai mare pentru a face damage, dar vedem că Wyrmwood încă nu face damage și nici Morrow, nici Wyrmwood nu fac damage. Cei doi player stau relaxați în third base-urile lor. Probabil Morrow zice ok, am un avantaj și probabil o să-l am și mai mare. Dacă o să continui acest macro base, să-mi iau a patra bază, chiar a cincea, să pun 6-7 CC-uri. Dar vedem că Morrow nu alege acest lucru, va face supply dipolar. Este o leacă supply blocked. Da, într-adevăr, Morrow este heavy supply blocked la 129. 129 Morrow a rămas în
Supply Box și vedem un medivac care a fost cautat de acel pylon sau nu, a făcut un medivac drop pe acel pylon și l-a distrus și după aia s-a retras, ok, destul de ciudat. Ok, Whelm continuă să producă acei coloși, plus unul weapons, plus un atac, o să fie și el terminat cam în jumătate de, cam într-un minut, cam așa. Și vedem că și armory, plus 2 armory o să fie și el terminat, o să dureze ceva. Charge-ul o să fie pe bara de producție și vedem că el face o mică tranziție în charge zeloți cu coloși. Dar Morrow continuă Viking Production. Are două starporturi în acest moment. Două starporturi cu reactoare produc 4 Vikings deodată. Vă dați seama câte Vikinguri ies lui Morrow pe minut? Deci are o producție excepțională, Moro, din cauza că a făcut o leacă de damage la începutul jocului, a ajuns să aibă o compoziție destul de puternică și vedem că supply-ul pulsează în acest moment pentru Moro. 178 supply la 138, army supply-ul este de 114 la 74, upgrade-urile sunt mult mai mari pentru Moro în acest moment. Avem plus 1, plus 1 atac, plus 1 armor și plus 1 atac și plus 1 armor să se termine în câteva secunde. Și eu cred că Morrow va atinge un timing cu plus 2, plus 2, cel mai probabil și Whelm-ul, dacă nu o să fie atent, vedem că mai morfează acolo un arcon din două DT-uri, va încerca să facă un arcon, va încerca să-l facă și pe al doilea, are nevoie de unități heavy, are nevoie de unități puternice cu splash damage, are nevoie de splash damage incredibil pentru a distruge acei marini și marauder, dar nu cred că va reuși să se apere. Deocamdată vedem că Whelm continuă să producă acei coloși și avem de deja 5 coloși pe hartă, o grămadă de zeloți, avem DT-uri din nou, plus 2 atac, o să fie și el terminat, dar o să dureze ceva, nu cred că se va termina plus 2 atac până când până când Morrow va încerca acel push și da, într-adevăr, vedem push-ul din partea lui Morrow și Whelm își dă seama pentru că a avut acel factory și factory vine cu armata de obicei și vedem că Morrow scautează, vedea patra bază, nu există patra bază, încearcă să distrugă acele debri și oh my god, au intrat unitățile în a treia bază, SCV-uri a fost scoase de către Morrow și vedem atacul din partea celor doi și eu cred că Whelm va pierde acest atac, aproape toți colosii au căzut, a rămas decât un singur colos, force field-uri din partea lui Whelm disperate, dar nu cred că va reuși să blocheze toată acea armată. Eu cred că acest third base va cădea și Whelm-ul va abandona, se va retrage în naturală și vedem acei marini încercând să alerge acei arconi. Un arcon a căzut, a rămas decât unități gateways și vedem stalker și zeloți și câteva sentries, nu va fi suficient. Mai avem încă un colos din partea lui Whelm, o grămadă de sentries warpate de către protosplayer într-o situație disperată în acest moment. Whelm-ul și nu cred că va reuși să distrugă această armată senzațională care o are Moro în acest moment. Vedem focus fire pe acel Nexus. Nexus va cădea din main base, din naturală, pardon, și Whelm va zice GG și Whelm pierde acest game pentru echipă.